Victor Filister cu victoria de astăzi, ce părere de meci, ce părere de adversar? Da, mulțumesc. A fost un meci interesant, dar că am jucat, adică 0-0 la primul meci, de asta ne-a fost mai greu. Dar cred că noi suntem cu mult mai superiori lor și trebuia, adică, să câștigăm și din primul meci să decidem soarta. Tu personal ai avut mai puțin de lucru astăzi, iar și atacanții au avut mai mult, au avut foarte multe ocazii. Cum crezi, de ce nu s-au putut de realizat mai multe ocazii, marcat mai multe goluri, că din tribune așa se vedea că trebuie să fie marcate minimum încă 4-5? Da, eu nu prea am avut de lucru, adică așa e, când cu echipele mai slabe, nu prea ai de lucru, dar trebuie să fii concentrat. Dar atacanții, noi am marcat 3 prima repriză, după asta a fost puțină relaxare, de asta eu și cred că nu prea am marcat în a doua repriză. Ce părere ai de prima parte a sezonului? Cum poți să o caracterizezi? Poate tu nu ai jucat mai multe meciuri, așa, din punctul tău de vedere a echipei? A fost o parte tot nu atât de rea, dar care putea să luăm cu mult mai multe puncte, adică toți așteptau de la noi mult mai mult, dar asta a fost, trebuie să mergem mai departe, să ne concentrăm și să arătăm a doua parte a sezonului că noi a fost o greșeală că suntem pe locul 5. Bine, așa că ce trebuie de schimbat în joc, în colectiv, în echipă, ca să fie mai multe rezultate, mai multe rezultate pozitive? Trebuie să fim mai puțini greșeli individuale, să fim cu mult mai uniți și să punem osul la bătaie. Tu personal ai jucat, dacă nu greșesc, 2 meciuri amicale, până la 3 meciuri oficiale până la acest moment. Sper să joci mai mult și ce trebuie să faci pentru asta concret? Trebuie să lucrăm mai mult la antrenament, adică să-mi dai șansa, când îți dai șansa, atunci trebuie să arăți că meriți să joci. Și la urma acestei discuții, poate un mesaj pentru fanii care vin să susțin echipele în deplasare acasă și sunt mereu lângă echipă. Mulțumesc fanilor, adică ei vin foarte mult la meciuri, ne susțin. Noi așteptăm pe viitor să-i bucurăm cu mult mai bune rezultate și să fie alături de noi totdeauna.